continuă scumpirile carburanților. Benzina a depășit astăzi pragul psihologic de 7 lei pe litru. Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a scupit azi și benzina și motorina la patru zile de la precedenta majorare de preț. Stația Petrom de pe șoseaua Virtuții din București, monitorizată de PS News, afișează azi un preț al benzinei standard de 7 lei și 5 bani pe litru, în timp ce prețul motorinei standard este de 7 lei și 52 de bani pe litru. Așadar, față de ziua precedentă, Petrom a scumpit și benzina și motorina cu câte 8 bani pe litru la 4 zile de la precedenta majorare de preț. Prețurile au început să crească de la jumătatea lunii ianuarie. Comparativ cu prețurile de acum 5 săptămâni, benzina este mai scumpă cu 40 de bani pe litru, iar motorina cu 42 de bani pe litru. Creșterile de preț au survenit ca urmare a creșterilor cotaților petroliere, alimentate de scumpirea petrolului, dar și de alții factori, cum ar fi stocuri în scădere. Conflictul din Marea Roșie, revizii la rafinării, însoțite și de o ușoară depreciere a leului față de dolarul american. Discuțiile dintre PNL și PSD pe comasarea alegerilor continuă. Coaliția nu a ajuns încă la un acord vineri, iar ședința programată ieri a fost amânată pentru ziua de miercuri, anunță surse citate de presă. Sunt avute în vedere comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele în iunie, dar și a parlamentarelor cu un tur de la prezidențiale pe final de an. O decizie ar trebui luată în această săptămână pentru că timpul este limitat. Comasarea localelor cu europarlamentarele în vară presupune modificări legislative pentru că mandatele primarilor expiră în octombrie. Săptămâna trecută, premierul Marcel Ciolacu cerea un calendar clar pentru toate rândurile de alegeri și spunea că abia după ar putea fi decise eventuale comasări. La rândul său, președintele PNL Nicolae Ciucă spunea că decizia trebuie luată vineri, pentru că deja a ocupat prea mult spațiul public. Purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionut Stroie, a spus că pnl își dorește să pună capăt acestui episod și că partidul e pregătit pentru orice tip de scenariu. Stroie a dat totodată asigurări într-o emisiune la Antena 3 că, indiferent de rezultatul negocierilor, guvernarea va merge mai departe scandal în familia Șoșoacă. Dumitru Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei Diana Șoșoacă, a reacționat după ce a fost suspendat din partid chiar de către soția sa. El spune că a aflat de această decizie pe care o consideră ilegală din presă și ține să precizeze că proiectul SOS România a fost ideea lui, fiind de altfel și principalul organizator al partidului. Silvestru Șoșoacă chiar și-a atacat soția și spune că nu poate accepta acțiunile abuzive ale senatoarei. Îmi asum să fiu garantul respectării statutului pentru toți membrii partidului în fața abuzurilor doamnei președinte SOS, adăugat Silvestru Șoșoacă. Senatoarea ar fi decisă și suspende soțul din partid pentru că acesta ar fi intimidat și șantajat de serviciile secrete pentru a-i distruge senatoarei cariera politică. Detalii suplimentare sunt pe site-ul psnews.ro Președintele Senatului și-a început astăzi vizita de lucru în Spania. Nicolae Ciucă are programate o serie de întâlniri cu președintele Senatului Pedro Roland, dar și cu președinții Comisiilor de Apărare și Afaceri Externe ai Senatului Spaniol. Ulterior, Nicolae Ciucă va merge la Centrul Satelitar al Uniunii Europene, iar în această seară are programate discuții cu reprezentanții comunității românești din Spania. În cadrul vizitei vor fi abordate teme ce țin de cooperarea bilaterală, comunitatea românească din Spania, diplomația parlamentară, precum și subiecte aflate pe agenda europeană și internațională de arestări în Rusia după ce oamenii au ieșit în stradă pentru a-l comemora pe Alexei Navalnui. La Moscova, Sankt Petersburg, Novosibirsk, Tomsk și în multe alte orașe din Rusia, susținătorii lui Navalnui continuă să depună flori cu riscul de a fi arestați. Peste weekend, cel puțin 400 de persoane au fost arestate. În timp ce furia mognește la adresa lui Putin, noi informații ies la iveală despre circumstanțele în care a decedat principalul său opozant. Novaia Gazeta scrie că trupul neînsuflețit al lui Navalnui se află la morga Spitalului Clinic Districtual din orașul Salehard, doar că medicii nu au voie să efectueze autopsia. Mai mult, mama lui Navalny, dar și avocatul său nu au obținut încă accesul. Potrivit autorităților ruse, Navalny s-ar fi prăbușit când făcea exerciții în condiții geroase și toate încercările de a-l resuscita au eșuat. Moartea sa a fost declarată oficial la ora locală 14 și 17 minute. Și totuși există informații că a murit mai devreme. Un informator citat de Novaia Gazeta vorbește despre vânătăi pe corpul lui Navalny. Detalii suplimentare sunt pe site-ul psnews.ro Intro. Oppenheimer a fost marele câștigător al Galei premiilor BAFTA. Lungmetrajul a strâns în total 7 trofee a seară, inclusiv pentru cel mai bun film. Cillian Murphy a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal, iar Emma Stone cea mai bună actriță pentru rolul din Poor Things. Robert Downey Jr a câștigat trofeul pentru rolul secundar din Oppenheimer, iar Christopher Nolan a fost desemnat cel mai bun regizor. Meteorologii anunță vreme închisă azi în majoritatea regiunilor. Cerul va fi mai mult acoperit în aproape toată țara, iar la munte sunt așteptate ploi. La altitudini mari și vântul va sufla cu putere. Maximele termice vor fi cuprinse între 4 și 12 grade Celsius. Vremea va fi închisă azi și în capitală cu cer mai mult acoperit și o maximă de 8-9 grade Celsius.